povestește mereu cum venea la stadion la meciurile Corvinului. Înainte de culcare, el îmi spune cum ca în basme, Hunedoara era voinicul neînfricat și înfrunta pe toți. Nici o echipă nu pleca de la Hunedoara cu tolba goală. Le dădeau ai noștri minim 3. Își mai amintește cum tot orașul mergea spre stadion, cu mic, cu mare, ca la sărbătoare, pentru a susține și a încuraja echipa care avea să scrie istorie în acele vremuri. Eu, într-o zi vreau să joc fotbal la Corvinul. Visez să readuc suporterii în tribune și voietul golului ce aduce victoria pe tabela de marcaj. Va veni o zi cu soare. Împreună aducem Corvinul acasă. Donează și tu!